Pandurii lui Cebotariu au scăpat de gerul din România. De ieri se pregătesc pe pământ turcesc în stațiunea Antalya, acolo unde aproape toată Liga 1 s-a transferat în această iarnă. Gorjenii au ajuns în Antalya cu o aeronavă, ce i-a mai avut la bord pe jucătorii celor de la Universitatea Craiova, Ceahlăcul și Unirea Alba Iulia. Ciobiș a pus imediat jucătorii la treabă și va încerca în cele două săptămâni de stagiu să-și contureze un prim 11 de bază. Condițiile de pregătire din apropierea hotelului, unde sunt cazați pandurii, sunt net superioare celor din România. Ciobi va beneficia de două terenuri de antrenament unde se-i vadă la lucru pe cei 28 de jucători luați în lot. În momentele de relaxare dintre antrenamente, păcurari și colegii săi se pot scălda în piscina din apropierea hotelului. Gorjenii vor dispune mâine și primul meci amical contra rușilor de la Amcar Perm. Până la finalul stagiului se vor mai duela cu austriecii de la Ried, muntenegrinii de la Rudar, croații de la Vartex, dar și cu polonezii de la Glivice. În plus, gorjenii caută de zor un adversar pentru al șaselea joc amical pentru data de 1 februarie. Pandurii vor reveni în țară pe 9 februarie, urmând ca pe 13 să susțină ultimul amical contra divizionarei secunde Gloria Buzău.